fost, de unde ai fost tu convinsă că nu o să mă năpusesc peste tine și nu o să îți pus și hainele pe dinții? Că aici nu crește, să crezi că să mai jucăm? Tu ai trăit cu un bărbat însurat? Da, 4 ani. 4 ani? Ai trăit cu un bărbat însurat și îndrăznești să faci mie morală? Nu am fac morală. Cel mai bine așa. De aici se face, din butoane. De aici vă tăiem butoane, da. De aici se taie. Mă ia pe el. Adică nu e ca în sală, dar dacă ești din Bruxelles sau ești dintr-o Paris și vrei să vezi tu actorul din România, asta e o idee foarte bună, foarte bună. Sau dacă ești din România și nu poți să ajungi la București, mai ales cu pandemia asta, nu mai poți să vii să vezi. Asta ar trebui să existe în toate orașele, după părerea mea. Că și eu aș vrea să văd actor de la Iași, de la Brăila, de la Intuiu. Și când am pus cutia jos, crește trenul, că pleacă trenul. Cutia aia mare roșie, euro. Vreau să mănânc mai tare? Ok, ok, da. Ok, bine. Fac și mai repede, că eu nu fac nimica. Eu practic te aștept pe tine să te instalezi.